formule complete în momentul acesta. În o dezbatere pe care ne-o propunem în această seară în jurul volumului doamnei Doina Jela, Efectul fluturelui, este un volum apărut în colecția Fiction Limited a editurii Polirom în urmă cu ceva vreme, lansarea oficială a romanului doamnei Doina Jela a avut loc în acest an, în vara acestui an, la Târgul de Carte Bookfest. În această formulă pe care o vedeți în această seară va fi o dezbatere propusă de autoare alături de conspiratorii acestui eveniment, cu o tematică care se potrivește ca o mănușă acestei cărți și exercițiului de reconstituire pe care Efectul fluturelui ne-l propune. Dezbaterea se intitulează Istoria ca fabrică de adevăruri, de la Cooperativa Gusti la Planeta Gusti și înapoi, și ne prilejuiește întâlnirea, desigur, cu doamna Doina Jela, autoarea acestei cărți, împreună cu domnul Zoltan Rostaș în această seară, în calitate de moderator, și veți vedea pe parcursul dezbaterii noastre rolul domniei sale în apariția acestei, cărți, rezumat la Bookfest de către doamna Doina Jela în câteva zeci de cafele, dar sunt sigur că e vorba despre mult mai mult în această cafele băute cu domnul Zoltan Rostaș. Și care n-am terminat încă. Și care continuă aceste cafele. Îi prezint pe ceilalți invitați, doamna Odilia Roșianu în stânga mea, bună seara, bun venit. De asemenea, doamna Teodora Eliza Văcărescu, sociolog în ordinea în care vedeți la masă, domnul Ionuț Butoi, de asemenea sociolog, și scriitorul Angelo Michievici. Vă mulțumim tuturor, mulțumim Clubului Țăranului Român pentru găzduirea generoasă din această seară și pentru că așa ne-am înțeles pentru câteva cuvinte introductive, îi voi da microfonul domnului Zoltan Rostaș, co-moderator al serii și împreună cu care vom stabili cadrul acestei dezbateri. Puțin despre cadrul dezbaterii, desigur, pe parcursul serii vom ajunge mai aproape de carte și de istoria fabuloasă care este cuprinsă în mărturia din volumul Efectul fluturelui. Vă rog. Bună seara! Deranjează puțin aceste lumini, dar fac abstracție. Vreau să spun că, la un moment, dacă cineva cunoaște pe Doina Jela, știi că e vorba de prezentarea, dezbaterea unui roman, atunci probabil unii întreabă și ce caută un istoric al sociologiei aici. Știu că până acum am făcut foarte multe dezbatere aici, dar de obicei era o masă omogenă de sociologi, de istorici, care acum sunt, eu să spun, ca moderator, mai degrabă aș da domnului Ofrin sarcina să modereze, fiindcă știu foarte bine ce o să spună Teodora, știu Ionuț, dar nu știu colegii și mai ales nu știu ce o să spună Zela. Eu nu o să vorbesc neîntrebată în orice caz. Bun. Deci, evident că suntem aici, fiindcă școala lui Dimitrie Gusti este implicată până în zilele noastre. Ceea ce este un lucru foarte interesant, pentru unii șocant, dar vreau să spun de la bun început că nu este șocant în perioada interbelică. Adică atunci lucrurile nu erau foarte separate,
Oamenii literați scriau despre școala sociologică, sociologii scriau poezie, proză, critică, ba, au scris și un roman care încă e un secret pe care divulg acum. Henri Stahl a comis un roman pe care nu a spus nicăieri și o să apară, mi se pare, în ianuarie-februarie. Al doilea motiv pentru care mă bucur pentru această dezbatere, fiindcă un lucru foarte puțin cunoscut și pur și simplu nici măcar noi, nu cei care facem această cooperativă, această asociație de istorici a sociologiei, nu ne-am dat seama că ne-am apropiat cele 100-lea număr al newsletter-ului nostru. Adică de câțiva ani, aproape 10 ani, nu tot, nu, facem această avem aceste apariții pe internet, ceea ce aș zice eu, e fără precedent, dar dacă am fi plănuit așa ceva, n-ar fi ieșit. Așa că eu zic așa, drumul contează, nu scopul. Nu? Ce vreau să mai spun, fiindcă avem această aniversare, eu consider că acest eveniment este, de fapt, începutul de demanarea unor alte evenimente și este foarte bine făcut, fiindcă nu este într-o o modalitate academică plicticoasă, nesuferită, ci este pe frontieră între literatură și sociologie. O să urmeze în anul, săptămâna, luna viitoare, o dezbatere pe cartea pe care a realizat Teodora Văcărescu. Pe urmă vine târgul de carte în care evident că o să avem o producție proprie a noastră și nu știm foarte bine ce o să fie, dar vreau să spun că pentru noi aniversării nu sunt linii, ci starturi. Cred că, domnul coleg, poți să iei hățurile în mână și să dai drumul la ceilalți colegi. Mulțumim foarte mult, domnului Zoltan Rostaș. Doar două vorbe mi-am pregătit și eu înainte de a veni și după ce am terminat această carte, pentru că exercițiul meu de apropiere de acest volum a fost unul dublu. Pe de o parte, m-a interesat foarte mult strict istoria, faptele istorice care sunt prinse aici, școala gustiană și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, după ce treci prin reperele acestea istorice și intri în lectura cărții, cel puțin pentru un om de vârsta mea, vă spun că am avut un real șoc. Cărți precum Efectul fluturelui, scris de doamna Doina Jela, te ajută foarte mult, mai ales dacă nu ai trăit anumită perioadă, dacă nu ai trăit comunismul decât prin amintirile părinților și ale bunicilor, cu atât mai puțin perioada interbelică care ți se prezintă pur și simplu sub forma unei scheme. De fapt, ceea ce combate foarte, foarte bine această carte pentru generația mea este
până la urmă, combaterea unei schematizări, a ceea ce, în general, cartea de istorie ne prezintă. Noi înșine, cel puțin în privința generației mele, pentru a putea face față unui val foarte mare de informație, trăim foarte schematizat și luăm lucrurile și ne stabilim anumite scheme după care ne ducem existența, mergând până la simplificare. În efectul fluturelui, prin prisma istoriei personajului principal și a personajelor adiacente, vezi ce înseamnă până la urmă viață trăită, viață nu după manualul de istorie, viață în care se amestecă de la istoriile personale până la opțiunile politice. Toate lucrurile pe care le vezi prin prisma cărților, prin prisma manualului, prin prisma a ceea ce știi despre anumite ideologii, se împletesc în viața trăită și totul devine mult mai difuz și mult mai complicat. Este motivul pentru care aș dori să-i rog pe invitații noștri din această seară, până la a intra în dezbatere și a vorbi despre rolul ficțiunii în actul cunoașterii și a îmblânzirii realității, aș fi curios de la fiecare dintre invitați să aflăm care a fost apropierea lor personală de această carte și de subiectul acestei cărți. Bună seara! Această carte, nu, să încep altfel, nu cu această carte, ci autoarea, în momentul în care a lansat la Bookfest cartea, în momentul în care se pregătea să lanseze această carte, era, așa cum am vorbit ulterior și cu Ian direct, era pe un fel de muchia de cuțit. Scrisese un roman foarte bun la care am avut privilegiul să vorbesc la lansare și urma un al doilea despre care puțin știau la ce se va referi și cum ar fi putut să fie tot la același nivel. Deci misiunea era deosebit de grea. Nu am pornit încercând să urmăresc repere istorice, am deschis pur și simplu un roman. Un roman scris de o autoare aflată deja la al doilea volum și având așteptări, într-adevăr, mai ales că încă din dedicație fusesem avertizată că e foarte greu de citit cartea asta. Și bineînțeles că în aceste condiții mie nu mi se pare nicio carte greu de citit, dar pornești cu alt start, cu alt fel de privire. La un moment dat în carte apare o replică referitoare la o fotografie unde sunt surprinse două doamne de către soțul uneia dintre ele, că sunt foarte curioasă ce a văzut fotograful în momentul acela. Eu m-am simțit, citind această carte, exact ca fotograful care surprinde tot felul de lucruri în lumini diferite. Lucruri pe care le știa, lucruri pe care nu le știa sau le știa deformat. Și vede nu numai privirea lui, de fapt, ci și a altor, să le zicem, fotografi. Mie acesta mi se pare principalul merit al cărții, în afară de cel literar incontestabil din punctul meu de vedere, faptul că te face să privești altfel, atât oameni, atât sentimente, atât fragmente de istorie, cât și fenomene sociologice, ca să spun așa, fragmente din popor, adică niveluri la care se aflau diferite persoane practic trăind aceeași realitate. Niveluri și părți ascuțite, ca să spun, ale realității. Printre altele, nu în ultimul rând, este și o poveste de dragoste. O poveste de dragoste care tot așa este extrem de lovită de acest efect al fluturelui. Pentru că o mișcare foarte, nu foarte mică, dar o mișcare departe, foarte departe de ei, le influențează complet existența și viața ulterioară.
În acea poveste de dragoste, eu în primul moment am fost un pic oarbă. Eram foarte atrasă de tot ceea ce, tot acest păienjeniș al opiniilor, al opiniilor de atunci, al opiniilor ulterioare, al opiniilor contradictorii, încât povestea de dragoste mi s-a părut quasi neimportantă. După ce am vorbit cu Jera la telefon și vorbisem nu știu când, mi-a zis, bine, dar povestea de dragoste, și am avut un șoc. Și am închis telefonul după ce am terminat și am recitit fragmente ca să văd ce era povestea de dragoste, de fapt, cât era de reală. Și, practic, la o a doua lectură mi-am dat seama cum s-a răsfrânt acest efect al fluturului în fiecare replică. Nu în ultimul rând, tot la general vorbind, este vorba de un simț al umorului. Pentru că, așa cum foarte mulți au realizat și în literatură și în istorie și scriitori și istorici și sociologi în egală măsură, poporul român cam așa reacționează. El le face haz de necaz trei sferturi din timp și de ceea ce trebuie și de ceea ce nu trebuie. Însă, există o amădăciune în replica unuia dintre protagoniștii, a bărbatului, a protagoniștii povestii de dragoste, atunci când o anunță că el va pleca. Moment care este receptat cu atâta naivitate de către ea și ea spune, da, unde? Trebuie să plec în Israel. Bine, dar grecii, de ce nu pleacă în Grecia? O să plece și ei și o să plece și turcii în Turcia și tătarii în Tătaria, și pentru că ea nu putea să înțeleagă de ce, trăind împreună, unii erau altfel decât ceilalți. Și de la aceasta, bineînțeles că el avea două variante, ori pleca în Tătaria, ca să ne exprimăm plastic, ori rămânea și ar fi semnat pactul cu diavolul. Și de aceea revenind, de aceea mi-a plăcut foarte mult titlul. Deci titlul este, la sfârșit, la început nu-ți dai seama, știi fenomenele științifice, argumentele, mai mult sau mai puțin științifice, nu sunt dovedite, încă sunt foarte bine studiate, probabil de, în special de cercetători britanici, dar ele nu sunt dovedite. În schimb, în istorie, cred că se aplică mult mai mult acest efect al fluturelui decât în știință, în matematică, în fizică, în fizică, în mod special. După ce citești romanul, într-adevăr, îți dai seama cât de potrivit este acest titlu și cât de sugestiv și cum încearcă să explice cam ceea ce am trăit sau, mă rog, noi sau înaintașii noștri. I-am spus și domnului Onofrei, acestea nu sunt foi cu spiciu, acestea sunt foi cu citate, pentru că nu m-am putut abține să nu scot nemărate citate. Nu, dar am zis să fiu prevenit, să previn eventual. Și chiar înainte de a lansa dumneavoastră dezbaterea, aș vrea să-mi închei scurta intervenție cu următorul citat. Niciodată nu reconstituim adevărul întreg, ci pe bucăți. Iar detaliile care îl completează îl și modifică imperceptibil și îl fac să devină alt adevăr. Cam despre asta e vorba în istorie în general. Vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumim doamnei Odilia Roșianu. Vom reveni și la domnia sa pe parcursul dezbaterii. Întotdeauna e de mirare când ei urmează să citești un roman într-o colecție consacrată de literatură și să citești o notație precum personajele și evenimentele din această carte sunt ficționale și orice asemănare cu persoane sau situații reale este pur întâmplătoare. Ți se pare evident ne la locul lui ca în pagina de gardă a unui roman să citești așa ceva. Chit că, e cronologia. Exact, iar la sfârșit e și cronologia și autoarea însă și apare în carte. Am spus lucrul acesta pentru că urmează să vorbească doi sociologi pe care am să-i invit și care sigur dat fiind subiectul, cu siguranță au căutat foarte mult și un anumit tip de rigoare a redării, dacă nu cu atât mai bine. Și am să-i rog pe Teodora Văcărescu și pe Ionuț Butoi să ne spună câteva cuvinte în general despre carte în preambulul dezbaterii. Mai
avem un microfon. Da, e deja deschis. Da, bună seara. Tocmai a spus domnul Roștaș, domnul profesor Roștaș mai devreme că știe ce urmează să spun. Deci am ajuns previzibilă. Ca să știți că mă așteptam. În general. În general previzibilă. Te cunosc atâta, nu? Nu știu da. Exact. Nu, așa este. Exact asta mi-am notat și eu ca început. Că eu știu, în general, ce se așteaptă la mine atunci când trebuie să vorbesc despre o carte, despre un document, despre un eveniment. Se așteaptă să fiu feminista de serviciu, cum spune o altă feministă din România, adică să arăt toate lucrurile care țin de viețile femeilor, discriminări, inegalități. O să fac și asta, promit. Și chiar cred că o să o uimesc, dacă nu chiar o să o șochez pe doamna Doina Jela. Dar înainte o să încerc să răspund cumva la întrebarea pe care a lansat-o și pe care cred că am anticipat-o moderatorul, cum am citit cartea. Am văzut că este descrisă ca docu-ficțiune și mi s-a părut destul de limitativ, prea puțin. Nu spune foarte mult ce docu-ficțiune. Mai spuneam mai devreme la ce ați remarcat că am putea noi sociologii să facem sau istoricii sociologiei, sociologii istorici, nu știu cum să ne numim, să căutăm rigoarea academică. Nu, n-am căutat-o. Am avut o abordare foarte ciudată, îi spuneam și lui Ionuț mai devreme că aproape m-a traumatizat cartea. Nu, glumesc, nu m-a traumatizat cu siguranță. Am regăsit foarte multe lucruri personale. Eu le-am zis la un moment dat că am avut o lectură egoist-emoțională pe alocuri. Și de asemenea am mai avut o lectură de cunoaștere, de recunoaștere. Eu știu poate nu atât de mult ce s-a întâmplat în echipele studențești și serviciu social, dar știu destul de bine ce s-a întâmplat în monografii și mai ales cu femeile din monografii. Și în consecință... Am ținut cont. Mi-am luat măsuri, să știi. Da, da, am văzut pe alocuri, am văzut. Am un singur reproș, unul singur. Reproș între ghilimele. Okay. Ceva de comentat. Da, revenind. Am încercat să văd cine este, cel puțin în primele 150 de pagini, așa am citit. Încercând să văd, să identific cine este Alexandrina... Și am ajuns la o concluzie absolut, este un amalgam. Surorile Pantazopol, surorile Constante. Felul în care Alexandrina, nu, prin surorile, una mai tânără, una mai în vârstă. Pe urmă, felul în care îi încurca numele la un moment dat profesorului Roșta și îi zvrea Torvald, Osvald, Tavi, Tibi, Torvald i-a spus, de fapt, Marcela Focșa. Deci putea să fie Marcela Focșa. Apoi, de ce s-a interesat? De practicile magice. Ah, este Ștefania Cristescu. Da, deci a fost destul de... Tatiana era, nu Alexandrina, cu practicile magice. Și Alexandrina și Tatiana. Și ea s-a interesat de jocul de copii Alexandrina la un moment dat. Uh-huh. Dar și Ștefania Cristescu Golopenți a fost și ea interesată de asta în realitatea evenimentelor. Acum face Larisa. Bun. Deci revenind, cum și ce am citit? Am citit, mi-am făcut o listă că e lungă. Ca istorie orală, ca jurnal, ca memorialistic, ca istorie socială, ca istoria sociologiei și a sociologiei militante. Nu speria, te rog, cititorii. Sunt la jumătate. Ca istorie recentă, interbelic, comunism și al doilea război mondial, Holocaust. Antropologie, sociologie, studii ale memoriei și nationalist studies, care în română sună ciudat, studii naționaliste. Bun. Ca poveste ai citit-o? Încet vom rămâne la docu-ficțiune, probabil. Da, literatură și prin, asta spuneam că a fost un, nu traumatizant, dar care a atins lucruri profunde și foarte personale. Nu, am făcut și pentru acelea o listă, dar am lăsat o casă. Da, o să menționez doar două lucruri. Scrisorile lui Fiodor, pe care i le-a ars
către Maria pe care i-l-a ars doamna, scrisorile din străinătate și la un moment dat apare și ipoteza, poate le-a ars și pentru că era foarte periculos. Ea atunci, ea având 17 ani plus încă nici aproape 20 de ani când i-au fost arse, ea nu știa că este periculos să primești scrisori în perioada respectivă din străinătate. Și mi-am amintit că eram în camping la Târste, înainte de 89, cu părinții. Mă împrietenisem cu o familie de francezi care avea o fetiță de vârsta mea. Vorbeam un pic de franceză pe vremea aceea și când să ne despărțim, ne-am luat la revedere și părinții, tatăl ei, era și tatăl meu cu mine întâmplător, m-au întrebat care este adresa, să le dau adresa să-mi scrie. Și tata mi-a luat-o înainte și i-a dat o adresă falsă. Deci sunt multe lucruri de recunoscut atunci. Deci eu atunci, deși mai tânără decât Maria la vremea respectivă, aflasem că nu e grozav să fii în corespondență cu cineva din vest. Și mă rog, poate o protecție exagerată, dar a existat. Bun. Și nu, despre istorie mai târziu. Revenim. Și am să încerc să nu vorbesc totuși foarte mult. Spuneam că o să o imez, dacă nu chiar o să șochez pe autoare. Concluzia mea după ce am citit această carte este că Doina Jela este feministă. Why not? Pentru că am mai avut discuții cu dumna ei și s-a declarat antifeministă. Cel puțin nu cu aceeași accepțiune asupra feminismului și persoanelor care sunt feministe. Eu nu sunt feministă, eu sunt pro-Teodora. Mulțumesc! Deci o delimitare clară. Da, și vreau să spun că feminismul înseamnă neapărat o persoană militantă care strigă în stradă, deși poate să facă și asta, ci o persoană care este, să zicem, umanistă, care înțelege sau încearcă să înțeleagă viețile femeilor, să le vadă valoarea, să le pună în valoare pe acelea care au fost devalorizate, respectiv în istorie, în sociologie, care este atentă și sensibilă la aspecte mici, să le zicem, nu istoria cu I mare, istoria cu I mic. Pentru mine, istoria cu I mic nu este neapărat o istorie personală, este istorie a lucrurilor mărunte care construiesc istoria mare. Și am multe argumente în privința asta, dar o să dau doar vreo două, trei, fără să citesc, eu mi-am pregătit să citesc și eu precum antevorbitoarea mea din volum, că cel mai clar, cel mai evident este să, citate, exact, să extragi citate care să susțină anumite perspective. 1. Maria. Introspecție. Și spun doar felul în care se simțea ea și cum Doina Jela o descrie repovestește povestea Mariei și vorbește despre cum se simte ea ca un cuier pentru toată lumea. E foarte bun ca metaforă pentru statutul sau poziția unora dintre femei în relațiile cu familia, de pildă. Și nu numai cu familia. Pe urmă, discuția cu Doina Jela, cu Codruț, cu soțul Stamatoiu. Acea discuție după ce a plecat fiul și au stat de vorbă o după amiază și o seară despre diverse și a început să spună el povestea și acolo este ceea ce foarte recent și mie nu pot să spun că îmi place foarte tare, dar poate pozitiv că se popularizează mansplaining, se numește. Adică felul în care bărbatul simte nevoia să explice unei femei care în mod evident este mult mai citită, înțelege lucrurile mult mai profund decât el, este ea însăși mult mai profundă, ține să explice diverse lucruri și să o întrebe ca pe precum ar da niște teste. Știi cum? Dar tu știi că... Și nu mă duc la carte să citesc, dar cred că Doina Jela își amintește foarte bine cum a pus problema acolo. Deci e o sensibilitate și o atenție care vin dintr-un feminism pe care nu știe că îl face, să zicem. Sau poate știe că îl face și o face intenționat. Pentru că un alt exemplu la care mă gândeam este cel în care, cumva contradictoriu, vocea autorială numită Doina Jela, că moartea autorului și așa mai departe, e critic ironică la adresa unor fătuci ignorante care cer să-i se povestească despre femei, numai femei, sociologei doamnei
Alexandrina Pantazopol. Ca apoi, deci aceasta este o voce, poate este doar un personaj care se e cumva critică, ironică față de aceste femei care vor să afle experiențele femeilor din închisorile comuniste. Ca apoi, pe urmă, la mai puțin de, de fapt cam la 11 pagini, nu, mai, la mai puțin de 20 de pagini mai jos, chiar Alexandrina Pantazopol o contrazice în minunatul ei discurs de la asociație și spune că a fost foarte importantă și că merită studiată munca femeilor în ridicarea satelor. Deci, nu știm cine, nu asta contează în ficțiune, dar din nou este această interesantă întoarcere spre problematicile femeilor. Da, și mai și încă un mic pasaj în care mi-a plăcut foarte mult. Vorbește despre monografiștii care se devin ei critici cu monografia, sunt mult mai interesați de cariera proprie, cariera pe care o construiesc pe munca femeilor adeseori. De la cine am luat chestia asta? Asta nu înseamnă deloc că nu sunteți feministă. Deja în momentul în care scrii devine cumva intră așa într-un fel de cunoaștere comună. Devine poate chiar un filtru sau o grilă de înțelegere. Grila feministă, filtru feminist, că vorbeam despre filtre. Se vorbea despre filtre în afișul de pentru dezbatere. Și în cele din urmă vreau doar să mai vorbesc un pic despre felul în care volumul se raportează la istorie, la demersul istoric în general. Mi-au plăcut foarte mult motourile volumului și am și eu un moto pe care l-am folosit de mai multe ori pentru că simt că are spune multe lucruri adevărate, e multă realitate în ceea ce argumentează un istoric de data asta, Chris Lawrence, care spune că distanța temporală este o condiție necesară pentru distanța științifică. Istoria caldă, fierbinte, trebuie în primul rând să se răcorească în arhive timp de o generație sau două, cel puțin, înainte de a fi reîncălzită pe hârtie într-o modalitate adecvată de către istorici. Se leagă foarte bine de ideea aceasta cu un fel de ciclicitate a ceea ce este important, ceea ce nu este important, de fapt ceea ce este construit ca pozitiv și negativ, ca vină și vinovați versus victime și așa mai departe. Deci o construcție a istoriei, o fabricare a istoriei mai curând, decât o redare a unui adevăr istoric, la care eu, cel puțin, nu sunt convinsă că putem ajunge. Eu mai am multe lucruri în dacă mă opresc. Poate ar trebui să închei cu o întrebare. Ce părere aveți, fiind un grup interdisciplinar aici, multidisciplinar, și o sală care presupun că este la fel multidisciplinară, există un adevăr istoric și dacă da, putem ajunge la el? E o întrebare pe care o putem adăuga celor și, evident, perfect complementară cu ceea ce vrem să discutăm în această seară. S-au luat foarte multe notițe în timpul prezentării, statement pe care ați avut-o. Domnul Ionuț Butoi, apoi domnul Angelo Mirchievici, ca să încheiem acest tur de orizont și apoi să îi oferim ocazia autoarei să răspundă la multe dintre lucrurile care s-au ridicat aici. Bună seara, mulțumesc pentru întrebarea Teodorei și subiectul istoric, am să-mi rezerv cealaltă parte a discuțiilor, sperăm că vor avea loc. Eu aici, deocamdată, am să răspund la întrebarea cam care e povestea mea cu romanul Doamnei Jera. Povestea a început destul de prozaic. A fost un fel de soluție de rezervă pentru lansarea de carte și mă pomenesc cu încă o sarcină și o rugăminte. N-aveam loc să-i fac pe agenda din niciun fel. Agenda mea este foarte haotică de altfel. Ideea e că
trezit un PDF de vreo 300-400 de pagini pe care trebuia să-l citesc. Aoleu, ce fac? Timpul am reușit să mi le restrâng eu foarte mult. Pentru că, da, program foarte haotic. Și atunci aveam toate datele să nu-mi placă. Dar povestea Băine este atât de puternică încât m-a atras foarte mult în ea și a devenit ca în toate romanele bune pe care am citit la viața mea, a devenit o experiență personală. Și de ce? Bun, nu doar, nu neapărat pentru Planeta Gusti, nu neapărat pentru Papa post-gustiștilor, deși și asta au reprezentat niște elemente foarte interesante și față de care am fost... Aici, de exemplu, am fost foarte atent. Am fost ceva mai activic. Să văd cum sunt folosite aceste elemente. Dar ceea ce m-a atras totuși povestea asta, care este o poveste puternică, în primul rând, faptul că este un roman al traumei. Și o traumă redată foarte bine, ceea ce m-a uimit. Este o dublă traumă, de fapt, și într-un mod personal, cumva, pe mine mă interesează ambele tipuri de traume. Este trauma Mariei, care, femeie, față de mamă, deci față de părinți, suferă o traumă, este o traumă familială, este o familie, într-un anumit sens, disfuncțională în care trăiește, și din care încearcă să iasă, într-un mod nereușit. O traumă care reușește într-un mod să-i dea sens vieții, dar este un sens traumatic, nu este un sens care te ajută. Și este și trauma colectivă. Este vorba despre ceea ce până aici încă nu s-a menționat. Efectul culturii are ca temă obsesivă, întrebare obsesivă, cum a fost posibil crimele împotriva evreilor comise de către noi. Și, sigur, iată, întâmplător este astăzi, chiar ziua de comemorare a Holocaustului, nu? Bun. Și ambele mă interesează la un nivel foarte personal, adică aproape că am un fel de raport cam la fel cu Mare Maria față de mătușa ei, necunoscută, un raport față de Mircea Bucănescu, de exemplu, nu? Eu cercetez și am cam același tip de raport pe care îl are și Maria, de căutare frenică, de încercare de a găsi niște răspunsuri care să dea sens. Și, de asemenea, trauma aceasta a femeii care provine dintr-o relație disfuncțională, iarăși mă interesează destul de personal din motive pe care vreau să le detaliez aici, dar ideea este că m-a atins într-un mod foarte personal. Și atunci, evident că această poveste mi s-a părut foarte puternică și foarte reușită. Bun, acum, o dau fără rușine, cum a venit pe Doina Jera. Am niște puncte critice pe care pot să le detaliez. Dar aici vreau să arăt partea de reușită. Este foarte greu să construiești o ficțiune credibilă despre o traumă colectivă cum este cea pe vei. Este foarte greu. Este foarte greu să pui această problemă într-un mod atât de complex și nuanțat cum a făcut-o Doina Jera. Chiar unul dintre lucrurile care m-au uimit a fost chestia asta. Faptul că a reușit să păstreze niște complexități într-o vreme în care totuși, cu toată distanța care pare că nu se distanțează, cel puțin la noi, căutăm shortcut-uri, căutăm scheme, cum spunea. Da, și atunci e foarte rar acest exercițiu de nuanță existențială, adică nu este o nuanță plictisitoare, relativistă, dilematică, de genul, dar hai să mai stăm, să ne mai domolim un pic, poate ne-am dreptate. Nu, este o nuanță existențială, pur și simplu așa este viața, foarte încurcată. E foarte greu să dai răspunsul definitiv, este foarte greu să condamn foarte moralist pe ceilalți, este foarte greu să găsești o noimă. Și la nivel micropersonal și la nivel social. În ceea ce privește trauma interpersonală, mi-a făcut foarte mult
toată istoria, toată relația asta încurcată între mamă și fiică, între Maria și doamna Pantazopol, mi-a plăcut foarte mult acest eveniment traumatic fondator, ca să spun așa, de relații dintre ele, precedat de un abandon, că prima oară o abandonează un copil de câteva luni, nu știe că mama este la închisoare și nu știe că trebuie să-și abandoneze copilul, dar el trăiește efectiv abandonul acela și efectiv îl marchează. Există după aceea evenimentul reîntâlnirii care rămâne traumatic și pentru un copil de câțiva ani este, poate să rămână un asemenea eveniment traumatic pe viață. De aceea am admirat acest roman, pentru că sunt lucruri reale acolo, adică lucruri care se pot întâmpla, care se întâmplă. Și aceste false atribuiri și false interpretări. Și o viață întreagă stai și îți trăiești cumva, trăiești într-o buclă, îți raționalizezi trauma, o transform într-o poveste de viață care dă un anumit sens acelui eveniment fondator traumatic, pentru a descoperi la un moment dat că motivul real era altul. Nu știu dacă e prea târziu când descoperi, nu cred că e niciodată prea târziu să ieși dintr-o asemenea buclă prin care tu îți raționalizezi traumele fondatoare ale vieții tale. Dar ceea ce vreau să spun este că acest aspect din roman este foarte reușit. De asemenea, trauma aceasta, cum se pare, de fapt, cu siguranță și pe Ben Ajela a frământat-o la modul existențial și autentic întrebarea colectivă despre trauma colectivă, cum sunt posibile crime, cum a fost posibil aceste crime, ca altfel n-ar fi reușit să facă acest roman, reușit și să pună problema atât de bine. Dacă nu te frământă la modul existențial, nu ai cum să reproduci într-un roman așa ceva. Romanul, iarăși, mi s-a părut periculos de verosimil. Nu este adevărat, nu e veridic, e o ficțiune, dar este foarte verosimil. Folosește foarte multe lucruri realiste. Folosește fotografii de la noi. Folosește fragmente de istorie orală. E mai mult decât o ficțiune, este aproape o realitate paralelă, dar foarte convingătoare și într-un fel periculoasă, adică cine nu prea știe mare lucru despre planeta Augustii, papa vizitiștilor și istoria imperiului, că riscă să rămână cu imaginea asta și cam aia e. Adică aici am este să profundeze. Să o caute pe Larisa. Să o caute pe Larisa, să dea de ea, să-i spună care e nenorocitul care te-a dat afară din comisia de doctorat, cine e nenorociții ăia, vreau numele lor, vreau să-i filmez și să-i întreb de ce a spus așa ceva. Poate să fie cineva să spună bine ți-a făcut. Da, sau exact. Mă îndoiesc, adică cred că în partea aia de public ajunge mai greu cartea asta. Și aș fi curios, ar fi un experiment psihologic interesant. Dar acum, ca să trec totuși un pic mai departe, totuși, cu femeile și bărbații. Deci, personajele feminine din carte sunt foarte puternice și te ajută să intri în profunzimile lor. Bărbații. Wow. Bărbații nu prea au adâncimi, au niște adâncimi, au niște complexități, dar adevărata profunzime n-am regăsit totuși decât la personajele feminine. Bărbații aici sunt... La fel, zici? Nici măcar rolul jubitului. Nici fai măcar el nu mi se pare foarte... Vladimir? Da, nici el nu mi se pare... Cine e? Vladimir? Da, mi se pare aureolat de ceva foarte puternic, dar nu chiar atât... N-ai acces la adâncimile lui. Ceea ce este cumva normal, pentru că e o carte scrisă mult e în perspectiva Mariei. Deci e cumva normal, e povestea Mariei, povestea Larisei, dar nu e povestea lui Vladimir. Deci asta este într-un fel normal. Cred că ar trebui să mă opresc înainte de a intra în celelalte lucruri. Am să revin la chestia cu traumele pe partea de istorie. Mulțumesc! Angelo Michelucci, mă rog. Interesul meu nu este atât sociologic, cât și simplul desfăcut de orice obligație epistemică, pentru că sunt în primul rând cititor de romane și, evident, ceea ce mă impresionează este la suprafață și este ghidul meu în a evalua un roman.
Ceea ce cred că are, ceea ce îmi place în mod evident, ceea ce mă atrage, unul dintre lucrurile care mă atrage, ține de o anumită rezistență la developare a unor personaje care scandează o rezistență la developare a faptului istoric. Aceste două lucruri sunt într-o relație simbiotică, aș putea spune, pentru că o cronică de familie traversează în secțiune istoria cu majusculă, dar și deopotrivă o cronică a unei familii speciale, care este o familie științifică. Familia de cercetători pe care Dimitrie Gusti a reușit să o creeze cu niște relații extrem de coezive și de puternice, cu o rezistență remarcabilă în această coeziune, dat fiind faptul că aceste echipele Gusti au fost extrem de eterogene din punct de vedere al opțiunilor ideologice, chiar în condițiile radicalizării tinerei generații în anii 32-33, în perioada interbelică. Despre această rezistență la developare, din punctul meu de vedere, se poate vorbi doar în cazul familiei, nu familiei, a două personaje a surorilor Pantazope. Dar este absolut suficient pentru ca în roman să ai o doză de inefabil. Și aici este a doua chestiune, în principiul al paselor comunicate, în care prima curge într-un mod foarte firesc. Ceea ce este în orice istorie personală, mică istorie, istorie de familie sau o istorie a unei generații, devine interesant este tocmai această zonă greu de conceptualizat, de cuantificat, zona de inefabil, imponderabilă. Ce anume într-un traseu destinal produce o schimbare radicală, în aparență paradoxală, să spunem. Într-un fel, Doina Jura, construindu-și un întreg eșafodaj determinist, pune un titlu care este se bucură de o celebritate, efectul fluturelui, de o anumită celebritate a zice de natură publicitară. Nu vreau să fiu exhaustiv, dar o mică explicație aș da acestui titlu în contextul romanului, pentru că mi se pare alegerea, evident, destinală și pentru roman. Efectul fluturului spune de o anumită manieră că o bătaie de aripă de fluture undeva în Brazilia generează un uragan, să zicem, în Dochina sau China, în alt capăt al lumii. Ce vreau să spun în lucrurile astea? Sunt două efecte aici extrem de importante. Odată de ceva insignifiant, creează un efect gigantic, major. De fapt, un raport inversat pe care al unei cauze minore, aproape invizibile, care provoacă însă un efect major, care provoacă ceva extrem de vizibil și evident tectonic, ceva care nu mai poate fi retras într-un fel. Dar identificarea acelui minor, acelui insignifiant, acelei imponderabile, este extrem de dificilă tocmai pentru că intră într-o zonă invizibilă, într-o zonă, zice, de inefabil. Istoria prezintă astfel de situații, istoriile personale prezintă astfel de situații. Iar Doina Jura merge în această direcție. Al doilea aspect, din Argentina sau Brazilia, la celălalt al capăt al lumii, e o distanță imensă. A localiza cauza este extrem de dificil. Cu alte cuvinte, în întâmplător, acest roman este construit, de fapt, pe firul a patru investigații. Una dintre investigații este prezentă, tematizată, este cea a școlii sociologice a lui Dimitrie Gusti. Tinerii cercetători care merg să facă muncă de teren fără să știe că mulți vor plăti scump această expediție, dat fiind faptul că vor fi asociați ideologic cu anumită partidă politică. Lucrurile petrecut nu se în 1941. Mulții joacă destinul în momentul în care fac această o anumită investigație în Transnistria, în zona Ucrainei. Există o investigație personală a Mariei Pantazopol în privire la familia ei. Și lucrurile sunt extrem de interesante pentru că e
Există o istorie în straturi, o descoperire a unor artefacte, a unor elemente care se adaugă, iar fiecare element adăugat nu clarifică situația. Dimpotrivă, îi subliniază complexitatea. Există un dosar al Alexandrinei Pantazopoli care este impresionant prin un anumit tip de eteroclit. Și aici spune că există două tipuri de istorii personale la Jimmy. O istorie de tip naufragiu, în care adun ceea ce a rămas într-o existență atomizată, pulverizată, rămășițele ei, și o istorie de tip safe, în sensul în care există o istorie secretă cu elemente care nu pot fi scoase la suprafață, nu numai pentru că denunță niște lucruri intime despre tine, dar și care te pot incrimina, dar și faptul că acolo se ascunde o traumă, ceva extrem de dureros. Într-un fel, tipul ăsta de cele două tipuri de existență se regăsesc, sunt focalizate, sunt concentrate în ceea ce privește pe Alexandrina Pantazopoli. Un al treilea tip de investigație al Larisei Bartolomei, al cărui interes este aparent științific, este un biografist, dar care operează cu mijloacele proprii istoricului, dar care are un anumit, asupra ei se exercită un anumit tip de fascin pentru personajul pe care îl studiază, Tatiana Pantazopoli, și care conduce la un grad mare de impunitate al cercetării, la o unire cu obiectul, impură cu obiectul de cercetare, și care denotă, practic, o altă miză decât pur miza cercetării și care merge în zona, de fapt, romanescului, acel mister al unei existențe. Și ultimul tip de cercetare îi aparține alte Hegelului din romanul al doilea Nigelea, care intersectează toate aceste istorii și este, la un moment dat, empatizează, găsește un anumit tip de interes, un tip documentar, este interesul istoricului, care este și miza romancierului. Romancierul are un anumit tip de privire asupra istoriei, care, evident, sintetizează elementul documentar, dar care tinde să vadă acele zone de umbră, acele zone obscure, acele zone cu imponderabile și neforme. Un lucru mai spun, ceea ce de asemenea m-a atras la acest roman, este ceea ce mă atrage la generația interbelică, o anumită intensitate, o anumită tensiune, adesea dizolvantă a angajamentului ideatic sau ideologic, pentru că a fost și una și alta, care a condus niște tineri uneori către rezultate absolut uluitoare, intelectual, dar i-a condus și către o derivă practic ideologică înfiorătoare. Lucrurile acestea sunt împreună în unele dintre personaje. Și oricât de mult ai decojit ceapa, în cazul câtorva personaje, nu ajungi niciodată la miezul lor. Și acesta este partea care întreține o permanentă curiozitate a cititorului până la ultima pagină, în speranța că undeva va afla ceva mai mult. Acel ceva mai mult este lăsat să plutească ca o atmosferă la nivelul întregului roman. Și asta ar face un roman de investigație, un roman aproape detectivistic, și îi dă palpitul și suscită interesul cititorului. Nu e un roman static, un roman în care cercetezi, descoperi, intri într-un labirint împreună cu cei care investighează, în opinia mea nu ieși niciodată din mine. Mulțumim foarte mult domnului Angelo Mitkievici. Nu cred că prezentările care au fost făcute în această seară au darul de a îndepărta pe cineva de la lectura acestei cărți, așa cum și-a exprimat părerea doamna Doina Jela. Dacă voiam să știu, o spuneam cu glas tare, nu o spuneam la ureche, da? Având în vedere invitații noștri și background-ul profesional pe care îl au aceștia, puteți să vă dați seama cât de provocator a fost
nu doar ca cititor, dar și din punct de vedere profesional lectura acestei cărți. Pe de altă parte, pentru oricine cunoaște parcursul profesional al doamnei Doina Jela, pentru oricine îi cunoaște cărțile sau măcar pentru oricine a citit romanul anterior din 2015, Villa Margareta, nu cred că se aștepta la o carte pentru adolescenți sau la, o carte polițistă de la, de la noul roman Efectul Fluturelui. Lucru absolut evident. Partea a doua, ceea ce am numit dezbatere și o vom sintetiza, nu va dura mai mult decât prima parte, ba chiar o să-i rog pe invitați să constrângă. Vreau să-i dăm posibilitatea doamnei Doina Jela și motivul pentru care suntem cu toții și cărții domniei sale suntem aici, pentru că antevorbitorii au spus o serie de lucruri la care sunt sigur că până la a merge mai departe domnia sa va dori să ne răspundă și să ne prezinte cartea așa cum ar dori să o prezinte unui cititor care nu a parcurs încă, unui viitor cititor, a unei persoane care nu a parcurs încă textul volumului. Cu ce ați începe din tot ce v-ați notat și din n-am notat ce mult. Spus? Prima cititoare a tuturor cărților mele, care este aici de față, cel mai bun editor al meu și, aș zice, omul providențial al cărților mele, Gabriela Omăt, după ce a citit cartea asta, mi-a scris pe bilețelul de concluzii, sigur am vorbit mult la telefon, mi-aș fi dorit mai multă seducție estetică. Chestia asta a fost pentru mine să te îmbeți de disperare, așa că am mai scris cartea de două ori, pentru că mi-am dorit și eu un roman, fie el și docuficțiune. Dacă nu exercit asupra cititorului acea seducție estetică, este o carte moartă. E adevărat că dacă vrei să știi despre școala Gustii, trebuie să citești o 4.000, 5.000 de pagini, cam câte am citit eu ca să scriu romanul ăsta. Deci, este puțin probabil că lumea se va duce să le citească toate paginile alea și din cartea asta își face o idee și cineva care nu vrea seducție estetică. Dar eu voiam să scriu un roman. Așa că am fost foarte bucuroasă când mi-a telefonat cineva din Germania și mi-a zis: slujba de înmormântare cu care se termină cartea este extraordinară, și m-am bucurat că mi-a spus lucrul ăsta, pentru că eu, scriind acea slujbă de înmormântare, mi s-a părut că mi-am atins toate posibilitățile. Apropo de faptul că bărbații din cartea mea n-au profunzim, mă face să râd, pentru că anul trecut m-a speriat Lia Faur la Arad spunând că scriu ca un bărbat. Și am spus: pentru numele lui Dumnezeu, nu vreau să scriu ca un bărbat. Sunt o femeie și vreau să scriu ceea ce știu cel mai bine, și nu pot să știu cel mai bine din cauza asta. Cele care vorbesc și cărora le dau cuvântul sunt femei, și din cauza asta bărbații sunt mai paliți, pentru că nu pot să atingă, nu pot femeile să știe ce să trăiesc și ce simt bărbații, mai ales că bărbații nu prea se dezvăluie așa cum se dezvăluie femeile. Da. Și reciproca este, bun, uite, am intrat într-o temă, într-o temă pe care nu trebuia să o ating. Deci, mai rău ar fi fost dacă portretele bărbaților din cărțile mele ar fi negative și schematice. Ori, în Villa Margareta anul trecut, toți bărbații din sală de la lansări îmi spuneau că și-ar dori să fie ca Vlad Cernescu. Și ferească Dumnezeu, Vlad Cernescu, sigur că avea 1.000 de femei, dar era un bețiv. dacă asta este fantasma, avea, Doamne ferește, avea enorm de multe alte calități. Sigur că da, dar să-ți dorești să fii nefericit ca noi. Deci nu știu ce să spun despre paluarea portretelor de bărbați.
Da. În legătură cu tema. Nu, întâi în legătură cu ideea de docuficțiune. Totuși, înainte de a scrie aceste două romane, eu am scris vreo 10 cărți de documentare din arhivele securității, din discuții cu... Eu la origine am fost totuși ziarist și anume un ziarist care preferă nu jurnalismul de opinie, nu jurnalismul, să zicem, afiliat unei grupări de vreun fel, nu jurnalismul militant, m-a fascinat reportajul, adică e cel mai apropiat de ochiul prozatorului, și m-a fascinat investigația. Ori, după ce vezi în arhivele securității sute și mii de pagini de interogatorii, îți dai seama că viața este acolo. N-ai nevoie n-ai nevoie de imaginație. Viața este acolo și mi s-a părut că trebuie să-mi pun imaginația la lucru doar cât să decupez, să asamblez, să tai unde trebuie și să rețin ce trebuie și eventual să construiesc respectivele. Deci sunt docuficțiuni multe, multe din există și un joc aici cu documentul. Sigur că da, în Villa Margareta am inventat un dosar de securitate după ce citisem o groază de texte de felul ăla, de toate felurile. În legătură cu feminismul, nu. Nu sunt feministă, dar încă o dată cunosc mai... orice scriitor trebuie să scrie despre ce cunoaște cel mai bine și despre ce îl doare cel mai tare. Altfel face produs surjele. Nu voiam să fac... Cât de proastă ar fi o carte și cât de bună ar fi o carte dacă nu este scrisă, dacă nu scrie despre ce te doare, nu are cum să-ți iasă. O carte poate să fie mai bună sau mai proastă, stilistic, sau, dar dacă nu scrie despre ce știi și de ce te doare și cum sunt femeie, deci scriu despre femei, iar restul personajelor sunt... Apropo de ce îmi spunea Lia Faur, dacă a ieșit bine un personaj masculin, este că am o ureche bună. Nu că am o pătrundere psihologică în universul masculin, că nu mă ajută să-l pătrund decât intuiția, câtă e. Ce am vrut eu să fac aici... Citatul pe care l-a dat Teodora în legătură cu dacă avem posibilitatea sau nu avem posibilitatea, dacă există adevăr istoric, convingerea mea este că există adevăr istoric. Nu știu cât acces avem la el și nu știu cât interes pentru el există atunci când adevărul istoric este monopolizat și la 50 de ani odată este folosit în scopuri politice și politicianiste și el aici este, aici, asta am vrut să spun cu efectul fluturelui, spune un personaj, un bărbat cinic în cartea asta, că istoria o face fluturele și noi ăștia la alții o suportăm, noi ăștia amici o suportăm, iar istoricii, unii o practică ca hobby și pentru carieră. Din acest punct de vedere, cartea mea este și polemică, pentru că da, nu avem acces la adevărul istoric și periodic oamenii se duc ca oile
în momente de mare tensiune și de mare criză politică, de mare criză, oamenii se duc într-o direcție și comit împreună ca într-un coșmar lucruri pe care nu înțeleg după aceea cum de le-au comis. Unul dintre ele este acest holocaust pe care puțină lume știe de fapt de ce s-a produs. Mi-aduc aminte că în urmă cu 20-30 de ani, regretata mea mamă, de câte ori veneam acasă eu de la școală, unde mă enervam de ce stupidități ni se cer să facem, fratele meu de la munca lui, unde vedea tot felul de acte de corupție și de cinism și de toate felurile, mama ne spunea de fiecare dată, ne asculta și pe unul și pe altul și pe celălalt, și ne spunea de fiecare dată: bine că nu este război. Eu nu mă enervam pentru chestia asta, dar fratele meu se enerva îngrozitor. În timpul războiului, oamenii devin fiare. Nu rămân decât cei, nu rămân sănătoși la cap și nu reușesc să se opună acestui val ucigaș, decât aceia care au o bunătate autentică, o bunătate reală, și acești oameni sunt foarte, foarte puțini. Sunt drepți între popoare și... asta despre adevăr și despre cum a fost posibil atunci, cum a fost posibil atunci la noi, cum a fost posibil acum 10-15 ani în Iugoslavia, cum este posibil să se omoare între ei vecini care au trăit o viață întreagă. Părerea mea este că nu suntem niciodată la adăpost de asemenea lucru și citind o sumedenie de materiale pentru cartea asta, i-am dat încă o dată dreptate, adică nu, i-am dat abia acum dreptate mamei mele, care spunea: bine că nu este război. Nu înțelegeam, pentru că noi nu trăisem războiul, trăisem plictiseala și exasperarea îngrozitoare din timp de pace, dar atunci nimeni nu mai are controlul decât marele fluture. Cred că nu mai am multe de zis. Fapte nu trebuie să răcească, cred că e așa. Mai este polemică cartea mea într-un anume fel. De la începutul, eu am fost editor de meserie, mă rog, sunt editor de meserie după 1989, și întotdeauna am fost cumva frustrată că interbelicul românesc a constat în gruparea, în cele 4-5 vârfuri ale din jurul lui Nae Ionescu, da, cei trei plecați din țară și făcând acolo o carieră strălucită, și cei rămași în țară și morți în închisori sau ieșiți din închisori cu spinarea frântă și obosiți și așa. Eu cred că interbelicul n-a constat doar în aia și dacă în acele grupări și dacă în acele... Cât sunt? 30, 40, 50? Câți pot să fie? Sigur, niște vârfuri. N-a fost numai asta, și dacă continuăm să credem că acesta a fost interbelicul românesc, un București efervescent, inteligent, cum să spun, capabil de creație, dovadă că au plecat în străinătate și au făcut ce au făcut, nu ne-am explicat ce se întâmplă astăzi. O a doua față a interbelicului a făcut-o vizibilă și a adus-o la suprafață atât cât să citește la noi. Grupul care a editat tot pe Gabriela Omăt, și vai de capul meu ce o să fie, că o mai pomenesc o dată, ce o să-mi spune ea la telefon, că nu o las în pace, editând agendele lui Lovinescu și spunându-ne că mai există în București un alt pilon al interbelicului, gruparea de la zburătorul, și unde
se întâlneau și de dreapta și de stânga și legionari și moderniști și așa. Și această grupare, dar mai ales această școală gustivă, care grație lui Zoltan Rostaș, care mi-a dat prilejul să editez la Curtea Veche vreo 10 cărți, în afară de cafelele pe care le-am băut, totuși am editat vreo 10 cărți la Curtea Veche și am înțeles că, de fapt, cel mai bine cunoaștem interbelicul românesc, care consta în 80% viață la țară, cunoscând atât cât ne este posibil școala gustii. Și capcanele în care au intrat ei, cred că erau niște capcane inevitabile și asumate și că nu spun și că școala gustii cu dramele și cu tragediile, cu oameni morți în închisoare, ca Mircea Vulcănescu și Anton Golopensia, este cea mai în măsură să ne, nu numai să ne lămurească ce a fost cu interbelicul, dar să ne facă să ne gândim și să înțelegem mai bine ce se întâmplă acum, când nu știu dacă mai avem 80% de oameni la țară, dar 50 tot avem și nu mai avem o școală gustii care să ducă acolo și să afle cum gândesc. Statistic, ce... cred că s-au inversat undeva la 60-40. Ok, eu gata asta am vrut să zic și dacă am vorbit prea mult, mă iertați. Îi dau imediat microfonul domnului Zoltan Rostaș, dorea să aibă o intervenție și pe drept cuvânt. Sigur, vom mai avea vreme strict pentru câte o intervenție scurtă din partea fiecăruia dintre invitații noștri, dar temele, sigur, pe care enunțate și pe afiș ne-ar mai ține cam două nopți împreună, lucru în care e fizic imposibil aici. Dar, în mare, cred că fiecare dintre ele a fost atinsă din ceea ce ne-au spus vorbitorii în această seară și are legătură cu efectul fluturelui. Dacă ajută ficțiunea la cunoașterea sau, în care îmi place mie foarte mult, îmblânzirea realității sau mai mult încurcă aceste fapte, o altă temă se leagă de unul dintre motourile cărții, dacă sunt prea multe documente pentru a reconstitui istoria recentă, așa cum sunt prea puține pentru a o reconstitui pe cea veche, dacă are fiecare epocă adevărul său, doamna Doina Jela ne-a oferit deja răspunsul său la această întrebare, și nu în ultimul rând, dacă e nevoie de filtre colective pentru a clădi o identitate de grup și care sunt riscurile acestei construcții. Trebuie să recunoașteți că aproape fiecare dintre aceste teme, într-un fel sau altul, a fost atinsă și fiecare dintre aceste întrebări, la fiecare dintre aceste întrebări veți putea găsi într-o formă sau alta răspunsul în efectul fluturelui. Pentru încheiere am să vă rog nu neapărat, după domnul Zoltan Rostaș, nu respectăm o ordine anume în care am să vă rog să intervenim. Vă rog. Evident, după ce am terminat, noi așteptăm și alte intervenții din sală. Eu foarte scurt vreau să spun că, dar în primul rând că Teodora a spus câte posibilități de lectură pot exista. Puteți să punem în paranteză faptul că unii suntem bolnavi de gustism și știm aproape fiecare moment. Această carte este un roman palpitat, în primul rând. Dar iartă-mă puțin, gustiștii făceau lucruri romanești extraordinare, reținut. Da. Ei nu știau treaba asta. Băi, cum naiba? Nu știau. O să aflăm, după ce citim, cartea lui Stahl, care
aș cercetat și pe urmă aruncat totul și a scris un roman. Dar până una alta, noi suntem la romanul tău. Și foarte mă bucur de faptul că Școala Gusti a fost implicată, dar acest roman nu este roman istoric. Asta este un roman al conștiinței de astăzi. E foarte important. Ceea ce și Ionuț a subliniat cu această subliniere a traumei. Această traumă persistă și aș zice, mai degrabă acum este traumă decât cei din anii 30, că ei nici măcar nu știau ce urmează. O singură chestie de filozofia istoriei, eu nu cred că există adevăr istoric. Nu este deloc. Sunt adevăruri care rând pe rând, bun, și trebuie să luptăm pentru adevăr. Da, asta nu înseamnă că peste 50 de ani, 100 de ani, Ionuț a povestit problema cu căderea Constantinopolului. În această problema căderii Constantinopolului, eu am memorie mai bună decât tine. Ia uite. În sensul că de-a lungul anilor, deceniilor, secolelor, această catastrofă europeană ba a fost uitată, ba a fost ridicată, dar niciodată nu avea un singur adevăr. E foarte interesant. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să luptăm în momentul de față pentru adevăr. Păi atunci, da, pentru ce luptăm dacă nu există? Pentru o versiune adevărului a noastră în pentru acel moment. Pentru o versiune noastră de adevăr. În acel sigur moment, că se poate schimba și pentru noi peste 10 ani. Sigur că. Și ultimul lucru pe care vreau să spun, e ca și cu din păcate, asta e știință. Mă rog, exagerez, dar în orice caz, Gusti și Aiur ar fi foarte bucuroși pentru acest eveniment. Că sunt, da, eveniment și roman, că sunt personaje de roman. Da, păi da, păi da. Pe mine m-a fascinat ideea cu planeta Gusti, mai ales că știam extrem de puțin despre acest subiect și pornind de la, așa cum s-a zis deja, de la asocierea unor oameni de orientări politice, ideologice atât de diferite, iar recrutarea în Academie făcându-se doar pe criterii profesionale, fără să vreau mai puțin întrebare dacă acum, în 2018, ar putea să fie posibil așa ceva și mi-am răspuns că nu. Nicăieri nu sunt făcute grupurile doar pe calitățile profesionale, doar pe talent, doar pe și totdeauna au măcar o componentă politică. Mică, mare, cât o fi ea, dar există. Vorbeam despre aceste adevăruri, adevăr și adevăruri. Dar înainte de adevăr și adevăruri, a enumerat domnul Onofre toate întrebările atât de frumoase pe care le pregătise pentru dezbatere. O să mă... Nu pot să-mi arog un asemenea merit, așa, nu fuseseră pregătită de mine, dar cred că întrebarea de final și, de fapt, lucrul la care la final ar trebui să răspundem e o combinație dintre aceste două teme și pe care văd și în legătură cu care văd că sunt cele mai multe nuanțe aici la masă. Dacă există adevăr istoric și cum poate fi acesta prezentat și ajutat de ficțiune, pentru că suntem în fața unui roman care folosește, desigur, date ale unui posibil adevăr istoric. Cred că este un pic impropriu să ne punem întrebarea dacă există adevăr istoric. Există istorie și, așa cum spune în roman, de câte ori trofeul dreptății trece dintr-o mână în alta și istoria se schimbă tot așa. Și o să vă mai spun un lucru. Mi-am adus o carte care este a domnului Boia. De ce este România altfel?
pe care am recitit-o imediat după ce am terminat și cam și cartea ei, cum are să ajungem la cum ne influențează ficțiunea. Pentru că e ziua cu Holocaustul, se cheamă capitolul Un echivoc românesc. A fost sau nu Holocaust? Se repete, este semnată de domnul Lucian Boia. Sunt destui români care nu vor să admită că exterminarea evreilor în anii celui de-al doilea război mondial ar avea ceva de a face cu România. Odată ce românii nu acceptă să fie considerați antisemiți și socotesc că de felul lor se poate exemplar cu ceilalți. În realitate, aplicat în României, problema Holocaustului pute încă o dată în evidență contradictoriul comportament românesc, greu de prins într-o formulă unificatoare. S-a spus despre români, inclusiv de către câțiva autori străini cu prestigiu, că în al doilea război mondial ar fi fost la fel de virulent de antisemiți sau ar veni imediat la rând după Germania nazistă. După cum s-au făcut și aprecieri foarte diferite și de către unii evrei, mai în avantajul românilor. S-a vorbit despre mareșalul Antonescu, dacă a ucis sau a salvat evrei. Răspunsul este iarăși tipic pentru condiția echivocă a culturii românești, a mentalității, a atitudinilor românești. Da, mareșalul Antonescu a salvat evrei și da, mareșalul Antonescu a trimis evrei la moarte. Nu știu ce alegem din asta, dar suntem iarăși în spațiu românesc, imprecis prin definiție. Continuă cu aceeași demonstrație. De asta spun apropo de adevăr istoric. Adevărul este cum vrea fiecare să-l perceapă. Problema este că există date istorice și datele chiar printr-o cronologie nu pot să nege nici faptul că oamenii au fost închisoare, nici faptul că oamenii au fost trimiși în Transnistria, nici că au fost omorâți, nici că cei care au supraviețuit au fost cum a fost. Dacă poate istoria să fie digerabilă prin ficțiune, eu cred că este cea mai bună metodă de a aduce istoria la oameni, prin ficțiune, pentru că bazându-te în primul rând că aceste două ficțiuni sunt cele care lasă pe autor să spună toate adevărurile pe care le știe. Se ascunde în spatele personajelor, în spatele unor documente pe care are sau nu are voie să le dezvăluie și poate să spună orice. Și atunci cititorul simplu, neistoric, nesociolog, poate să aibă altfel de imagine și îl poate determina să se ducă să citească nu știu câte pagini după aceea. Repet, și să treacă prin filtrul propriu. Acest filtru propriu care apare în roman și care este negat într-un fel. Spune nimeni, de fapt, nu are. Spune toți gândesc în lozincile tribului din care fac parte. Filtrul niciunuia nu este propriu. Toate filtrele sunt colective, antisemitism, legionarism, comunism, anticomunism. Poate am avea, toți avem nevoie de un filtru comun, de grup, de trip, de familie. Eu spun că fiecare dintre noi are nevoie de un filtru propriu. Fiecare dintre noi are nevoie de un filtru propriu, puțin dintre noi au acest filtru propriu. Întrebarea mea dinainte, din ce este făcut el, cred că este făcut, e o banalitate, este făcut din bunătatea umană filtru propriu. Dar în același timp, toți trăim în câte o colectivitate și pe toți ne ia apa atunci când apa ia acea colectivitate. Spun chestia asta numai de dragul vigilenței și nu pentru altceva. Îl contrazic un pic pe Boia spunând că nu doar românii primesc greu adevărul, greu l-au primit polonezii, greu l-au primit ungurii, greu îl primește toată lumea și deci nu ne singularizăm mai mult decât cartea asta lui Lucian Boia, De ce e România altfel, altfel decât cine și altfel decât ce. Eu vă recomand De ce este România astfel. România este cum este. Nu e altfel. A, că e altfel decât Franța, unde și-a făcut domnul Boia studiile, păi are 1200 de ani în urma Franței, de-aia e altfel. De ce este altfel decât Cehia? Pentru că Cehia are o universitate din 1200, 1300. Deci România este așa cum este. Problema e că nu vrem să o cunoaștem și ceea ce cred eu că, da, face digerabil adevărul, ficțiunea și îl îmblânzește, ne va face să acceptăm și aceasta, că România este așa cum este.
Și Polonia este așa cum este și Ungaria este așa cum este și nu suntem nici mai buni, nici mai răi decât alții și n-am fost nici în timpul Holocaustului mai răi sau mai buni decât alții. Am fost așa cum am fost. Iar chestia asta cu adevărul nu există, conformitatea cu faptele există. Deci lucrurile s-au petrecut într-un fel și nu în altul. Problema este... Știm în ce fel s-au petrecut, avem acces la felul în care s-au petrecut. Voiam să vă arăt o poză pe care n-am avut dreptul să o pun. Și anume poza în care oamenii îngenunchează în fața palatului. Fiecare, poza asta am văzut-o de nenumărate ori, nenumărate, fiecare spune altceva decât poza aia. Când s-a îngenunchiat? Când am cedat Basarabia sau când am început războiul pentru recucerirea Basarabiei? La fel, povestea cu caii albi, când au fost... Până la urmă am aflat că poza aceea cu când au bătut clopotele de la auzit la Tatiana din închisoare, au bătut clopotele când s-a întors regina mamă în țară. Deci nicio legătură cu războiul și cu această traumă colectivă. Sigur că e nevoie de filtru colectiv. Cum să nu vei? Ce leagă o comunitate? Ce o leagă dacă nu... Filtru colectiv. Filtru colectiv oricum există, dar există. Să aibă și un filtru propriu. E asta foarte greu să avem un filtru propriu, al dracu de greu în momente de criză. Nu! În momente de criză e foarte greu să ai un filtru propriu. Au avut filtru propriu aia care l-au văzut pe vecin, că vine cineva să-l căsăpească și l-a băgat în pot. Discuția între ele, între doamna istoric și Larisa, se poartă în anul 2016. Este vorba de acel filtru propriu privind evenimentele, deci ele nu erau sub presiune, nu erau sub tensiune, nu erau, nu, n-aveau nici, judecau, războiul la ușă. Nu, n-aveau războiul la dar ușă. Dar nici filtru propriu. Nu, dar judecau, aveau amândouă, nu, dar judecau după fapte grup. De, nu, judecau fapte de acum 50 de ani, când nu era filtru propriu. Da. Asta e. Ele atunci când stăteau la o discuție, sigur că nu le suna nimeni goarna de mobilizare, dar ele discutau despre ce a fost în urmă cu 50 de ani. E o dezbatere foarte tentantă și foarte aprinsă. Doar atât vreau să vă spun, suntem spre finalul celei de-a doua ore deja de dezbatere. Sigur că a trecut foarte repede. Asta pentru a vă lăsa posibilitatea nu doar de a adresa întrebări, dar și de a lua autografe și sunt sigur că doriți să schimbați câteva cuvinte cu autoarea volumului. Vă rog. Da, vreau să mă apăr în primul rând. Pentru că în momentul în care am vorbit despre cum am citit și mai ales ce am citit în acest roman, am răspuns din perspectivă proprie, era aceea, cum ai citit tu? Deci așa am citit eu. Evident că este un roman și prin felul în care am citit și ce am citit, mie mi se pare că este laudativ, adică este atât de amplu, de complex pentru, și pentru o persoană care știe un pic despre ceea ce este vorba în roman și pentru, mai ales pentru persoane care nu sunt neapărat în zona aceasta a interbelicului și a școlii gustiene. Deci a fost o lectură personală. Și după aceea ceva legat de înțelegerea trecutului prin prezent, legat de roman, de momentul în care se petrece acțiunea. Și chiar m-a amuzat când vorbeați mai devreme că Larisa chiar este acuzată de înțelegerea trecutului prin prezent. Deci aici este chiar o acuză. Și foarte, foarte puțin voiam de fapt să mă opresc asupra unei... Sunt trei zone, trei momente din roman care mi-au plăcut extrem de tare, nu doar ca sociologă sau ca istorică, ci mai curând ca persoană care observă realitatea înconjurătoare fără din realitatea, din prezent, fără să se implice foarte tare în dezbaterile politice actuale. Dar acea este absolut fenomenal și realist și am văzut fragmente și replici, și replici aproape identice, asistând alături de părinți uneori, de familie, de prieteni, la astfel de discuții. Istorica, discuția cu istorica și evreii. După aceea a fost discuția cu, am mai menționat-o, Codruț. Și în cele din urmă a fost
discursul minunat de la sfârșit al Alexandrinei. Da, acum vreau să spun, repede vreau să spun o chestie. Dacă te iei așa după asta, dai cuiva să citească, să zice, chestia aia scoate-o. Citește altcineva și zice, chestia aia este extraordinară. Ca în... Cineva mi-a zis, o scoate. Poate pentru că, într-adevăr, este foarte, este un lucru foarte fierbinte, cum ziceam mai devreme. Bun, ce voiam să ne fac o singură legătură foarte scurtă, că aveam în discuția asta mai devreme și le-am spus în mod special, domnul Rost, așa, nu, ducem discuțiile din politica actuală în prezent la această masă. Și totuși, vreau să subliniez că în acea discuție despre care adineaul vorbeam, sunt lucruri care zilele acestea, săptămânile acestea, s-au menționat la televizor exact în forma în care apar în momentul scrierii, 2015, istorica. 16 e momentul... Nu, 2017 am scris cartea. De exemplu, fragmentul acela cu discuția cu istorica, din prima parte a volumului. Este absolut fenomenal. Acuzațiile cu Soros, care ar fi, nu știu, implicarea ideomasonică în România. Uniunea Europeană și felul în care Uniunea Europeană ne... cumva le calcă pe picioare identitatea națională și așa mai departe. Voiam să citesc din ele, dar nu mai avem timp. Ok. Citiți romanul. E fenomenal. Chiar dacă nu o să visați lucruri, câmpii cu flori cele galbene la sfârșit, o să fie ceva la care o să vă gândiți mult timp. Dar moartea cățelului nu i-a plăcut nimănui? E fenomenală. Dar am și notat aici. Eu am zis că trebuie să ține 3 ore ca program. S-au spus aici prea multe lucruri importante, deci nu o să mă pot referi la toate. Eu cred că există un adevăr istoric. Aici, cumva, sunt de o părere diferită față de mândru profesor și de Teo. Problema este cum ajunge acolo. Și problema este că ar fi o capcană să crezi că îl deții, că ești deținătorul acestui adevăr istoric. Dar există, evident, un mod în care lucrurile acelea s-au întâmplat. Există un sens care dă rațiune acelor lucruri, care pot fi interpretate conform datelor, conform împrejurărilor. Dar mai interesant este dacă aplicăm această chestiune adevărului în memoria traumatică despre care e vorba în roman. Pentru că în traume, ar fi destul de tragic dacă nu ai avea dacă ai avea atâtea variante de adevăr, câte perspective și câte subiectivități sunt în joc. De exemplu, într-o memorie traumatică, cum este cea de care suferă Maria, e de tine nevrotic, în sensul în care există un eveniment fondator sau un eveniment crucial care se naște de traume, care poate să fie recuperat printr-un proces de introspecție și poate să fie înțeles. Pot să fie înlăturate anumite atribuiri false, poți să înțelegi motivația. Trauma nu va dispărea, adică experiența pe care ai trăit-o 10 de ani de zile, nu ai cum să o ștergi. Dar faptul că te clarifici, există această posibilitate. Unde nu există posibilitatea asta în traumă? În psihoze. Acolo nu ai cum. De aceea, nici măcar nu este indicat în momentul în care există o persoană care are o astfel de traumă, nu este indicat să faci psihoterapie, nu este indicat să îl introduci în trecutul său. Pentru că nu există un început, nu există un sfârșit. Din această cauză, cumva, cred că discuția asta despre adevăr, traumă, memorie și posibilitatea de a ieși din traumă e importantă. Aici, cu istoria, mai putem discuta. Însă, din punct de vedere istoric, revenind la istorie, există, aici am să citesc două chestii și mă opresc. Niciodată nu ai acces la adevărul întreg, se spune odată în roman. Și nu ne-am amintit trecutul, ci îl construim. Perfect de acord. Și nu mă contrazic. Chiar am ce să intru în foarte multe detalii, nu pot să explic chestia asta. Da, e adevărat. Construim adevărul istoric, nu trecem prin acele filtre colective, trecutul este mai mult o construcție și o proiecție decât un fel de bucată din trecut pe care o aducem în prezent. Dar dincolo de aceste lucruri, apropo de întrebarea de acolo, cum e posibil să facem rău? Cum e posibil să-i traumatizăm pe ceilalți? Sau cum este posibil să ucidem pe alții?
Este acolo o afirmație cheie a eroului masculin. E afirmația cheie după mine. Nu e o profunzime mea, nu are personajului, dar cred că e afirmația cheie. Oricum, oricând, oricare dintre noi poate să devină rău. Indiferent de valorile de la care te revendici, că ești pro-ue, că ești anti-ue, că ești creștin, că ești liberal, că ești feminist, dacă nu ai această conștiință, părerea mea este că este foarte ușor să devii rău în orice situație care te încurajează să devii rău. Și aici ne dăm seama că această problemă a traumelor și evenimentelor tragice din trecutul nostru ține și de o discuție despre bine și rău. Legate de natura umană, mă rog, folosesc termenul convențional, nu îmi dau aici un sens esențialist. Cum devenim răi, cum suntem buni, cât are asta, cât suntem de responsabili pentru cât suntem de buni și pentru cât suntem de răi și cât contează situația în care ne aflăm. Avem o șansă ceva mai mare să nu devenim răi dacă conștientizăm exact acest lucru, că oricum, oricând, oricare dintre noi, în orice moment, poate să devină ori, indiferent de valorile de la care se revendică, indiferent de crezul pe care îl are. Și poate că dacă am avea această conștiință, am avea o șansă ceva mai mare chiar să nu devenim astfel atunci când situația ne pune la încercare și tot în diverse situații care ne pun la încercare. Și în fine, ca să dau o deja ștafeta, să știți că apropo de raportul între cercetători și grupul de cercetat, și sociologii este oameni și ei pot dezvolta raportul destul de emoționale cu grupul de cercetat. Există chiar curente în cercetare care spun că tocmai că este bine să te duci cumva în papucii lui, ca să zic așa, că este bine să trăiești exact în viața lui, ca să înțelegi mai multe din ceea ce se întâmplă și să poți să înțelegi și din perspectiva subiectului pe care îl cercetezi ce anume vrei să adevărul în care acesta trăiește, să spun așa. Bine, mulțumesc. Deja trebuie să închei că... Trei cuvinte, dar că n-am apucat să spun înainte și complet din minte. Această idee de a deveni rău, eu am văzut-o, perceput-o și din acest roman și din alte texte, ca nu o devenire bruscă de la o zi la alta, ci ca o acumulare, ca o obișnuință de-a lungul anilor, pas cu pas în timp. Mă discut. Și eu cred că există un adevăr istoric, nu cred că există legea istoriei cum credeau marxiștii, dar cred că acest adevăr istoric, majoritatea întrejurilor nu ne place. Un răspuns mult mai concis, cred că dă Michel de Certeau, un istoric consacrat, spune că un eveniment nu este ceea ce putem vedea sau ști despre, ci ceea ce devine. În roman există o prelungire a acestui tip de reflecție la unul dintre personaje, care spune Nicola, care spune semnificația ajunge din urmă faptele. La un anumit moment, într-adevăr, semnificația, chiar dacă nu împlinește pe deplin faptul, în orice caz îl atinge și oferă o suprafață suficientă pentru a vorbi de un adevăr istoric. Acesta este o chestiune, a doua cu care doresc să închei. Este foarte interesant că elita intelectualității interbelice a fost în mod fundamental preocupată de identitatea națională, de frumosul național, de societatea țărănească, de la școala de sociologie lui Dimitrie Gusti, dar la filozofii români extrem de importanți. Mircea Vulcănescu, Emil Cioran, Lucian Blaga, Tan Bota, Constantin Nonca. Toți sunt preocupați de un subiect, să spunem așa, în aparență nu foarte sofisticat, nu un subiect urban, nu cetățeanul cu educație complicată, ci țăranul român, în care i-au văzut în mod clar o esență a ceea ce înseamnă identitatea, românism, etc. Partea interesantă și pe care acest roman o face, o revelează, este o punere în abis, nu acestei preocupări strict, ci a raportului între identitate și alteritate. Și acest raport, care la un moment dat a devenit distorsionat până la grotesc și atroce, a fost Holocaustul. Sunt două fotografii în romanul lui Nigella, teribile, cu evenimentele, de fapt, asasinarea
evreilor în 26-27 noiembrie în închisoarea de la Jilava, sunt pusă una sub alta, e același peisaj de iarnă cu copaci și lipsiți de frunze. Într-o fotografie pe zăpadă sunt cadavre, în cealaltă foto și nimic altceva. Nu pot să identific ce s-a întâmplat, de unde e o scenă de război, absolut nimic. În cealaltă există, aceste cadavre au fost dezbrăcate, sunt corpurile goale, lăsate în zăpadă, se văd câțiva soldați și un țăran care trece printre. Care i-a dezbrăcat, care a luat hainele. Nu continuă acțiunea cu date pe care nu le am. E o punere în abis a frumosului național, ca să spun așa. Și este terifiat. Asta este o parte pe care ține de adevărul istoric și care este foarte greu de asumat, dar pe care cu o realmente cu o extraordinară finanță și conținț al nuanței, Doina Jela o face revelată fără tezisme. Fără tezismele și exagerările, să spunem, într-o direcție sau alta. Și atunci literatura face mai ușor acceptabil adevărul istoric, mai digerabil. Literatura vorbește mai ușor decât vorbește un istoric, pentru că acoperă un portativ mult mai larg, mult mai extins al umanului, decât o face un istoric. Atinge acele zone care completează ființa umană în ceea ce are și obscur, și nefabil, și mirabil. Și pentru că ai tot timpul asteriscul ficțiunii și te poți ascunde sub faptul că... Ficțiunea nici nu este un efect, nu creează efecte de camuflaj, ci este revelatoare din punctul meu de vedere. Și eu cred la fel. Nu, am auzit ce ai spus, nu cred. Nu cred. Zici, e poveste. E poveste, dar dacă te-a zguduit... Nu, eu mă refer la altceva, la niște teorii recente despre felul în care până și știrile de la televizor, războaiele pe care le vedem prin intermediul unor tehnici cinematografice preluate în mass media, sunt atât de îndepărtate că le vedem ca pe niște filme. Nu mai vedem că sunt oameni bombardați acolo, sunt picioare, sunt membre, ci le vedem așa cum vedem filmele. Pentru că în știri s-au preluat tehnicile din cinematografie. Același lucru mă refeream și la roman. Da. Sunt persoane care se gândesc că este doar un roman. Sau măcar se apără. Poate este doar un roman. La exact, asta era sensul la ultimei mele intervenții. Vom încheia cu... gândurile autoarei ale doamnei Doina Jela. Înainte de asta însă avem un microfon mobil, pot veni spre dumneavoastră, am fi foarte bucuroși să ascultăm o intervenție, două din sală sau întrebări pentru cei din această seară, pentru autoare și invitați. În domeniul arhitecturii, am practicat arhitectură și de 15 ani scriu cărți de istorie arhitecturii. Și mă interesează perioada de care se ocupă doamna Jela. Nu aș vrea să mă refer decât la tot să mă exprim stupefacția față de o întrebare care nu mă așteptam să se pună. Adevărul istoric? Doamnă! Adevărul istoric nu există. Adevărul istoric, istoria este cea mai tainică întrebare. Este cea mai tainică, cel mai tainic subiect. Eu am spus 70 de ani. Din 55 de când am intrat în școală, până astăzi mi s-au servit nu știu câte adevăruri istorice. Se mai tiner și mai puțin. Sau mă rog, știți din auzite. Eu mă așteptam să am venit în invitat de doamna Jela să ascult o poveste despre o carte, nu despre sociologie. Sociologia este canavasul pe care se desfășoară o acțiune. Literatura, eu vreau să fac acum o paralelă care s-ar putea pe unii să-i șocheze. Dar marile cărți
nu mai bine decât manualele de istorie. Nu dau exemple că s-a putea să le... Dar știți de la bine, dar să mă refer. În felul ăsta, eu am perceput cartea ca o literatură. Ca o poveste. Că Holocaust, că... Sigur că da, e la modă chestia. Toată lumea e șocată. Toată lumea, când aveam vreo 15 ani, la școală învățam că Mareșalul Antonescu, în primina tata, spunea pe șes, stai mă din gură, că ăștia mănâncă ce nu le place, nu te era așa, așa, așa. Acum, Mareșalul Antonescu e un erou. Adică nu e dat niciun erou, niciun criminal, a fost un om nefericit care a trecut pentru o epocă nefericită. Și așa mai departe. Deci, e ceva șocant în cartea asta, apropo de școala Gusti, sunt niște goluri de cunoaștere și în subsidiar aduce, lăurește niște drame a unor categorii sociale, dar deasupra lor este poveste, literatură, da? Din fericire, dacă cineva a citit-o exclusiv ca literatură, totuși noi suntem invitați la Muzeul Țăranului Român, unde au loc discuții, da? Eu sunt foarte bucuroasă că această carte i-a interesat și a trecut și de exigențele lor care sunt în temă. Romanul nu e doar poveste. Romanul nu este o gumă de mestecat. Romanul trebuie să dacă vrei să reziste și trei sezoane, trebuie să aibă și o substanță acolo și să pună niște probleme și... Și problema pe care o pune, am explicat-o în intervențiile mele. Această idee că pentru a cunoaște societatea noastră de astăzi, trebuie să știm cum a fost cu adevărat aia de atunci. Bun, ideea cu Antonescu, care n-a fost criminal și n-a fost nici erou, este mai lungă decât putem noi să discutăm în seara asta, dar seamănă cu povestea cu Ceaușescu, a dat și butelii și deci n-a fost criminal. A fost criminal, a dat și butelii, treaba lui cum și-a plătit păcatele. Dumnezeu o să-l juce, dar de criminal a fost criminal. Ce mai încolo și încoace și așa și... Așa și Antonescu și aș vrea să nu ne dea afară gazdele, să plecăm de bunăvoie. Da, o îndreptare care se poate. Nicăieri din știință nu se afirmă că un flutur în Brazilia este cauza unui uragan în Filipine sau în Carolina de Sud. Se spune că poate să declanșeze ca să se întâmple uragan sau catastrofa sau ce, trebuie să există o potențialitate pentru fenomenul respectiv. Și poate fi declanșat eventual de ceva care este întâmplător. Ceea ce, la fel, după aia, ziceți, bătăi din aripi de fluturi cauzează istoria. Nu. Deci există o potențialitate. Acum, poate că, dacă, de exemplu, nu se întâmpla o bătaie din aripi, să sară în aer cartierul general de la Odessa la Armatei Române, nu se întâmplau a doua zi, a treia, acele masacre cunoscute de cap. Dar poate că potențialitatea exista. Și, de asemenea, acum, din punctul de vedere al altcuiva, adevărul, dacă există, adevărul, pare că există, pe de altă parte e convers. Nu e liniat. Adică reprezentările noastre despre adevăr sunt diferite de adevăr. Deci trebuie să, părerea mea, da. De aia, dacă
istoria Căderii Constantinopolului. Nu se mai scrie, se scrie o istorie a evreilor. Deci o istorie. Se specifică între istorie și exemplu asta a devenit norm. Da, cu fluturele și cu consiliile. Ionuț, cred că nu am, Ionuț Butoi a spus chestia asta. Pentru ca bătaia de fluture să aibă un efect, este ca, era ca trauma să existe. Ori în Maria, trauma exista de la 3 ani și din cauza asta, tot ce s-a întâmplat a avut asupra ei o asemenea catastrofală influență. În fond, la mine, efectul fluturelui vrea să, exact asta voia să ilustreze, drama personajelor, drama mică a personajelor, a personajelor mărunte. Mai departe, na, spune unul că istoria o face flutură la mare și noi o... Da. Nu știu științific cum stă treaba, că sigur nu sunt, dar mie mi s-a părut o foarte potrivită și expresivă metaforă. Da, deci este o metaforă la mine și am înțeles că toată lumea așa o ia în serios. Meteorologul acela, toată lumea o ia în serios ca metaforă, nu... S-au făcut și filme, da. Științifică fantastice. Se întâmplă ce trebuie să fie. Ori este un fluture acolo, ori unul altă parte, există potențial. Da. Potențial? Da, și aici potențialul s-a împlinit pentru că era veriga slabă, cum zice Lenin, sau cine zice. Da, vă rog. În articolul adevărului istoric, adevărul se definește ca poate fi devenit ca cea mai bună aproximare a realității, iar pentru dimensiunea istorică avem documentele care au fost ponderentă și pe de altă parte avem cei care au plecat și care dumneavoastră, în ambele situații. Și eu am văzut foarte mulți iubii, foarte multe personalități de grei și a făcut Holocaust și am discutat, am abordat prin dreapta și această problemă la Holocaust. Una dintre, mă rog, mai mult am mai văzut personalitatea, pentru mine este o personalitate, este Miriam Berkovici, un mic pediatru, pe care îl cunosc foarte bine, și care a scris o carte despre deportarea în Transnistria. Este ceva cu caracter al metodii, la care cred că este extrem de relevant. Deci eu cunosc această doamnă, nu cât de mai trăiește, era la început la Ioan Norodici, și de asta am fost o carte despre deportarea evreilor în Transnistria. Și doamna doctor Berkovici? Da, i-am editat-o acum 3 luni. A apărut la Curtea Veche. Acum 3 luni. Și, cartea ei de memorii. Descriu un fragment din cartea ei. Eu, în casă, aveam bibliotecă, o lampă cu gaz din perioada interbelică. În perioada ce se trăuca mea în lumea și oamenii și eu. Și cu o săptămână înainte să citesc cartea, s-a simt lumea și am prins la papucați. Și de asta are o știră în cartea, spune cum a ajuns în Transnistria și cum au fost cazați într-o căpere și au avut o pană de cuvânt și au pus la gaz. Sunt foarte multe lucruri de spus și în acest context a făcut de adevărul istoric, care este o dimensiune, o parte a adevărului, părintele economiei matematice al econometrie, întrebați dacă articolul așa reluat la început școlarizarea lui, dacă mai face economie. Și el a zis, nu, aș face istorie economică. Eu am citit mai multe tratate de istorie economică și sunt de-a drept extraordinare și nu ne-am convins. Asta ca o parte a istoriei științe. Și este extrem de relevant știință, pentru că sociologia fizică a societății, cum a zis fundatorul acestea, dorește să fie o sinteză. Iar ficțiunea este un sens de probleme și știu foarte mult despre chestia asta. Și pur și simplu am așa fac un scurt comentariu. Eu ascultând vă pe dumneavoastră acum, am deținut niște lucruri esențiale. Mi-am și notat, dar sunt multe de spus. Și pur și simplu mi-a declanșat o puzerie de societate care mai frumoasă. Între încercoarea de astăzi a fost în nivelul așteptărilor și mai multe. A fost ceva plăcut și de mulțumim și noi. Mulțumim, suntem la final. Vă dau ultimul cuvânt, doamnă Bena. Nu mai îmi dați mie ultimul cuvânt. Mulțumesc. Vă...
Mulțumesc foarte mult că ați venit. Sperăm că nu v-am plictisit. Vă rog frumos să nu vă speriați de complexitatea acestei acestor discuții. Dacă nu aveți chef să citiți acum o carte care pune și probleme, păstrați-o pentru atunci când o să vreți să o citiți sau luați-o pe sărite și citiți numai poveștile. Eu mi-am dorit să scriu o carte cu povești și poze. E o carte pe care chiar dacă o veți citi din seara asta sau o veți ține pentru mai târziu, merită să luați un autograf în această seară. Te mulțumim foarte mult invitațiilor din această seară pentru toate intervențiile. Uite, ce am făcut această seară, greu de înghițit și digerat. Serios? Ești tu, drăguț. Trebuie să literalizăm sociologia care ne-a prins și pe noi. Uite ce am făcut aici, ce prăpăd am făcut aici. Noi nimic. Să vine cineva să oprească care fac o fond. Pot să sar peste rând? Da, sigur. Da?